În raionul Soroca aveam două subdiviziuni a Poliției de Frontieră, sectorul Poliției de Frontieră Soroca și sectorul Poliției de Frontieră Cosăuț. Ambele sectoare sunt în subordine Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Asigurăm supravegherea frontierei de stat cu Ucraina pe fluviul Nistru. Principalele atribuții a Poliției de Frontieră pornim de la definiția generală a Poliției de Frontieră, că este autoritatea administrativă în subordine Ministerul Afacerilor Interne, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul combaterea criminalității transfrontaliere și a migrației ilegale. Desigur că pe segmentul frontiere de stat noi asigurăm supravegherea între punctele de trecere, iar în punctele de trecere sunt două autorități de bază care se ocupă de autorizarea trecerii frontierei de stat. Astfel că Poliția de Frontieră este responsabilă de autorizarea persoanelor și mijloacelor de transport prin punctele de trecere frontierei de stat, iar serviciul OMAL răspunde de autorizarea mărfurilor și altor bunuri. În Poliția de Frontieră, conform statelor de personal, sunt 3.748 de angajați, dintre care și personal cu deservire tehnică. Desigur, fiecare sector în parte sunt dezlocați, sunt atribuiți un număr prestabilit de angajați a Poliției de Frontieră, în dependență de riscurile la frontieră de stat, în dependență de provocările cu care ne confruntăm, astfel ca concentrarea forțelor și mijloacelor să fie pe segmentele frontiere de stat cu cea mai mare densitate a criminalității transfrontaliere. Pentru a deveni polițist de frontieră sunt trei căi. Prima cale este, după absolvirea studiilor liceale, să aplicați la Academia Ștefan cel Mare cu facultatea și specializarea Securitatea Frontierii. Durata studiilor este de 3 ani, după care Poliția de Frontieră vă asigură un loc de muncă, în grad de ofițer, în unul din subdiviziunile Poliției de Frontieră. A doua cale este pentru a aplica la Centrul de Excelență în Securitatea Frontierii, la fel după absolvirea studiilor liceale și diplome de bacalaureat, unde durata studiilor este de un an. După finisarea studiilor, la fel, Poliția de Frontieră vă asigură un loc de muncă în cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră. A treia cale este, după absolvirea studiilor medii sau superioare, puteți aplica la una din funcțiile vacante care sunt plasate săptămânal pe site-ul oficial al Poliției de Frontieră, unde puteți aplica la concurs pentru a vă angaja în Poliția de Frontieră. Durata cursurilor de instruire, de inițiere în profesie, este de 6 luni de zile. Cum menținem profesioniștii, cum îi dezvoltăm? Asta înseamnă că după finisarea studiilor și venirea în subdiviziuni, fiecărui angajat este atribuit un mentor, un angajat cu experiență care transmite cunoștințele lui practice și astfel valorifică cunoștințele teoretice în practică, în activitatea noastră de zi cu zi. Poliția de Frontieră este într-o continuă dezvoltare și desigur în dezvoltarea tehnologiilor informaționale, aplicarea celor mai noi metode de digitalizare și de supraveghere a frontierei. În ultima perioadă de timp, cu ajutorul partenerilor de cooperare, am fost dotați cu sisteme fixe de supraveghere a frontierei de stat, cu drone care sunt utilizate la supravegherea frontierei de stat și a zonei de frontieră. Am fost asigurați cu fotocapcane și alte dispozitive care ne ușurează munca polițiștilor de frontieră. Înțelegem cu toții că numărul de personal este unul limitat, dar cu ajutorul tehnologiilor noi de supravegherea frontierei de stat, aliniate la standardele Uniunii Europene, ne permite ca să asigurăm securitatea frontierei de stat la cel mai înalt nivel. Provocările cu care se confruntă Poliția de Frontieră sunt, desigur, în ultimii 2 ani și ceva, este creșterea numărului, din cauza războiului din Ucraina, este creșterea numărului de cetățenii ucrainei care fug de război. Unii din ei, desigur, traversează frontiera de stat prin punctele de trecere, iar alții care au interdicția de a părăsi teritoriul ucrainean, desigur că utilizează frontiera verde pentru a ajunge și a-și găsi un răgaz și un refugiu pe teritoriul Republicii Moldova. Îndemnăm toți tinerii pentru a deveni polițiști de frontieră, astfel încât este o profesie nobilă, este o profesie care vă asigură un trai decent aici, în Republica Moldova. Avem un pachet social și o asigurare a respectării codului muncii și a altor reglementări din legea 288 privind la funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. De ce să alegeți Poliția de Frontieră? Fiindcă beneficiile de a deveni polițist de frontieră este, în primul rând, un salariu stabil, un loc de muncă aici, acasă. Desigur că trebuie să fiți pasionați de ceea ce facem noi
Și dacă aveți dorința de a deveni polițiști de frontieră, noi suntem dispuși de a vă acorda tot suportul în parcurgerea etapelor. Pentru a deveni polițiști de frontieră, sunt cerințe de bază, astfel că trebuie să aveți împlinit vârsta de 18 ani, trebuie să dețineți cetățenie Republicii Moldova, să nu aveți antecedente penale, trebuie să aveți studiile necesare conform fișei postului și funcția la care dumneavoastră aplicați, trebuie să aveți o reputație ireproșabilă și, desigur, să aveți sănătatea acceptabilă la comisia medicală din cadrul Direcției Generale Centru a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Dacă vă regăsiți în descrierea criteriilor de a deveni polițist de frontieră, vă îndemnăm să încercați și cu siguranță nu veți regreta că ați ales Poliția de Frontieră. La 10 iunie Poliția de Frontieră celebrează ziua profesională. Și desigur, în această zi vreau să aduc mulțumiri, în primul rând, veteranilor și pensionarilor instituției de frontieră, începând de la trupele de grăniceri Republicii Moldova, transformate și reorganizate prin Departamentul Trupelor de Grăniceri, Serviciul Grăniceri și actuala Poliție de Frontieră. Desigur, ceea ce avem noi astăzi în Poliția de Frontieră se datorează aportului veteranilor și pensionarilor care au pus umărul la dezvoltarea instituțională. Și cu această ocazie vreau să vă mulțumesc, să vă doresc sănătate, pace, liniște și vise împlinite, familiile să fie fericite. Actualilor polițiști de frontieră, cu ziua profesională vă doresc pace, sănătate, vă doresc ca visele voastre întotdeauna să se alinieze cu posibilitățile și tot ce v-a spus în plan să se împlinească. Să aveți susținerea familiilor voastre și să aveți tot ce v-a spus ca plan. La mulți ani, stimați polițiști de frontieră, la mulți ani, Poliția de Frontieră!